spirituală. Mergem acum la o chestiune rar întâlnită și care nu poate decât să ne uimească și să ne lase fără cuvinte. Pentru că mamă și fiică au făcut copii cu același bărbat. Cel puțin asta este acuzația adusă de tatăl Vasile. Cu inima făcută zob, dar și cu lacrimi în ochi, bărbatul spune sus și tare că fiica sa, care ar fi fost violată de amantul soției, are doi copii cu acesta și ar fi din nou însărcinată. Dar asta nu ar fi tot. Vasile spune că același bărbat, adică amantul Mihai, ar avea doi copii și cu actuala lui soție. Mama fetei însărcinate pentru a treia oară. Culmea, cu același om, acuză tatăl Vasile. De ce i-au făcut doi copii la fata mea, la Laura? Și acum e gravidă cu al treilea. Mihai, de ce i-a făcut la fata mea, la Laura, doi copii? Îți-a fost rușine. Îți-a fost milă de ea că au avut numai 14 ani, sau cât au avut. Îți-a ajuns că ai făcut doi copii care i-ai făcut cu mama ei, cu Călina. Ai făcut și la fata mea doi copii. Halucinant! Tata Vasile este pur și simplu secat de puteri. Nu are liniște și asta pentru că, spune el, fiica sa ar avea doi copii cu amantul mamei. Amant care nu s-ar fi oprit doar la atât, spune cu lacrimi în ochi tata Vasile. Acesta ar fi lăsat-o însărcinată pentru a treia oară pe fiica lui. În plus, tot bărbatul acuzat că i-ar fi furat soția ar fi făcut alți doi copii și cu mama fetei, Calina, femeia pe care Vasile o iubea până mai ieri și cu care încă e căsătorit. V-ați despărțit de soția dumneavoastră? Nu, încă. Deci, din punct de vedere legal, încă sunteți căsătorit cu soția? Da. Să înțeleg că dumneavoastră ați fost căsătorit și aveți și copii. Da. Trei copii. Dar asta nu i-ar fi stat în cale mamei Calina, spune încă soțul ei, Vasile. Are pe Mihai. Este amantul ei? Da. Poți un botez? Și acolo s-a întâlnit cu cubinul ăsta, care a fost primul igagic de fată. Deci actualul amant a fost primul iubit al soției dumneavoastră? Da. Da, care el atunci a fost eliberat din pușcărie. Dar pentru ce a făcut pușcărie? Pentru o furtă, am auzit. Eu când am sunat-o pe ea, a spus că nu mai vrea să vie, că vrea să rămâie cu respectivul, cu Mihai. Și acolo a rămas. Singur a plecat. A simțit că îi se taie picioarele și că nu mai poate respira. Femeia cu care a făcut trei copii l-a lăsat pur și simplu baltă pentru prima sa mare iubire, Mihai. Nici măcar copiii săi nu ar fi contat pentru mama Calina, care și-ar fi continuat povestea de amor lângă Mihai. I-am dus eu copiii la maică sa. Și atunci când au văzut că duc copiii, mi-au luat copiii și eu împins și au zis, mergi de casă, că v-am lăsat casă și masă. Când am ajuns acolo, în cartierul lor, ea era îmbrățișată cu el lipită de un gard. Nu i-a păsat deloc de copii. N-am mai avut ce face. Dumneavoastră ați iubit-o? Am iubit-o. O mai iubiți? Nu. Deloc? Deloc, absolut. Doar că, într-un final, se pare că soția lui Vasile ar fi acceptat ca la ea și la amant în bătătură să rămână unul dintre copii, fiica ei cea mare. De ce a plecat Laura la mama ei? Păi dacă e mamă... Până la urmă, soția dumneavoastră a acceptat-o pe fata cea mare. Da. Cât de mult înseamnă Laura pentru dumneavoastră? Foarte mult. Cum e viața fără ea? Cum să fie? Foarte rău. Dar parcă și mai rău a fost atunci când a aflat că fiica lui, care la vremea respectivă avea doar 14 ani, ar fi fost violată. Fata mea a fost violată de Mihai. Adică de amantul soției dumneavoastră? Da. Domnul Vasile, da, de unde știți dumneavoastră că fata dumneavoastră cea mare a fost violată de domnul Mihai, amantul? Călina a mers la Leonora, la sora ei, și s-a plâns că Laura a fost trăiaște cu Mihai și a fost violată de el. A avut 14 ani jumate când a fost violată. Dumneavoastră sunteți ferm convins că Laura a fost violată de acest amant? Da. Dumneavoastră v-ați dat viața pentru Laura? Da. Vă dau lacrimile. De ce?
De ce plângeți, domnul Vasile? Pentru ce pe cui ai? Și povestea nu se termină aici. Laura, pe lângă faptul că ar fi fost violată de amantul soției dumneavoastră, ea ar avea și copii cu acest bărbat? Da. Câți copii? 2 copii. Și ce vârstă au acești copilași? Unul să aibă peste 3 ani și unul mai mic. 2 ani, n-am și ceva. Soția dumneavoastră are copii cu acest amant? Are 2 fete, 4 ani și ceva, cea mare și una 3 ani. Amantul ar fi făcut 4 copii în total cu soția și cu fiica dumneavoastră. Da, și acum iar am auzit că are fata mea, Laura, iar e însărcinată cu, are 3 luni. Să facă dreptate. Iar el, ca tată, are un singur mesaj pentru amantul Mihai. Să-ți fie rușine. Cât despre soție? Ați vrea să vă împăcați cu soția? Niciodată. Băi, Călină, cu ce ți-am greșit eu de a mai lăsa cu copiii mici? Îți-o pot rușine mai mult, ți-o pot Mihai ca băieții tăi. Să-ți fie rușine.